Salutare dragi prieteni, sunt Gelu Diaconu și vă vorbesc ca de obicei din biblioteca lui Gelu. Înainte de a începe, vă rog ca de fiecare dată să dați un like acestui videoclip și să vă abonați dacă nu ați făcut o deja pentru a susține acest canal, apăsați butonul join și deveniți automat membru. Lângă numele vostru va apărea iconița de membru și în felul acesta toată lumea va ști că susțineți financiar canalul nostru YouTube. Uh, nu în ultimul rând, le mulțumim celor care uh, susțin uh, deja canalul nostru și, bineînțeles, celor care ne susțin pe Patreon. În seara aceasta îl avem alături de noi uh, pe Filip Enache. Bine ai venit, Filip, în bibliotecă. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Uite, uh, trebuie să mai fac anumite îndatoriri, să mai îndeplinesc anumite îndatoriri înainte să Începem să discutăm ce avem de discutat. Deci, vă mai rog de asemenea să ne spuneți dacă se vede și dacă se aude bine. E important ca să știm dacă mai facem ceva reglaje pe aici, dacă mai umblăm pe la butoane, vrem să ne asigurăm că totul este în regulă din punct de vedere tehnic. Bun. Să spunem tot înainte de discuția noastră că. În seara asta punem la bătaie o carte foarte, foarte interesantă și atașantă. Se numește Nimic nu, este, nu e în regulă cu mine. Este scrisă de Ramona Boldizar. Dacă Ramona e pe aici, o salutăm. Cartea este apărută în 2021, dacă nu mă înșel. Nu vreau să, să, fac pe aici vreo chestie. Da, este apărută în 2021 la Casa de Pariu Literare puneți-ne întrebări, faceți observații, puneți întrebări lui Filip, eu o să îi le, cite, o să le citesc și el o să vă răspundă în măsura în care va putea să facă treaba asta și cel mai bun răspuns sau cel mai, cel mai bun cea mai bună întrebare și cel mai bun comentariu, cel care le va face, va primi această carte, decizia o să fie de data asta lui Filip, el va alege oh. câștigătorul. Așa. Grand datorire. Deci, Ramona Boldizar nimic nu e în regulă cu mine. Cu noi totul este în regulă în seara asta. Sigur. De aceea o să continui tot, tot cu o carte. Il canzoniere, canzonierul este o ediție bilingvă apărută la editura la 45 mai de multișor așa. Este apărut în 2009, la 45. Traducerea din limba italiană este semnată de regretatul Ilie Constantin, deci Umberto Saba, canțonierul. Este cartea pe care o fac cadou lui Filip în seara asta. Filip, Mulțumesc frumos! Să, chiar... o citești, să o citești cu plăcere, este o poezie foarte, foarte interesantă. Nu știu dacă ai citit ceva de Umberto Saba. Nu, nu, nu. Dacă n-ai reușit până acum, o voi face acum, sunt convins, pentru că îți plac cărțile și bănuiesc că îți place și... și poezia, da. Și poezia. De altfel și numele, mi se pare fericit, numele autorului. Uh -huh. Umberto de la Umberto Eco, Saba, nu o da. o legătură. Da. Păi, să demarăm discuția noastră și uh, am să încerc... Și pentru mine, îmi mărturisesc, și pentru uh, cei, care ne, uh, cei care sunt uh, alături de noi, să încercăm să aflăm uh, mai multe lucruri despre tine, să ne întrebăm cine ești, uh, dragă Filip, uh, cine ești tu. Pentru că sunt, uh, sunt mulți oameni care bănuiesc uh -huh. că nu te cunosc uh, și să vedem de unde să te luăm, știi? Păi, în definitiv... Dacă, dacă m-aș rezuma la o singură, singură propoziție, aș spune un om care scrie. Era o frază a lui Kafka, apoi preluată de, de Mircea de Cărtărescu, într-un jurnal. De la, din 2011 până în 2017, mi se pare că merge jurnalul în perioada solenoidului. Deci, în definitiv, eu sunt un om care scrie. Filip e un om care scrie. Mai autobiografic, eu sunt uh, un băiat, născut în 2006 în București. Am trăit în București aproape toată viața mea. Uh, am făcut o școală gimnazială ca oricare alta. Unde? La 156, școala gimnazială numărul 156. Uh -huh. Până în clasa a 8, -a, uh, cred eu că am citit decât o singură carte. Voi fi citit mai multe, dar nu cu adevărat. O singură carte am citit-o, așa cum trebuie o carte citită până în clasa 8 -a, și anume Singur pe lumea lui Hector Malo, în care pe atunci cred eu că a fost de fapt o portiță prin care putea fi văzut o, o iubire viitoare. Apoi în clasa 8 -a, am început să fac meditații la română cu o doamnă profesoară minunată, Sorina Lăcătuș care, de fapt, mi-a arătat ce este literatura, mi-a arătat o bibliotecă, cu adevărat o bibliotecă. Și din clasa 8-a, din semestrul 2 încolo, pot spune că n-am ratat o zi, fără să citesc măcar ceva, cu gândul că, de fapt, cum ar fi spus și Noica, Constantin Noica, cititul e o igienă. Dacă s-ar vedea lipsa cititului așa cum se vede murdăria, am avea, cred, un șoc foarte mare pe stradă. Așadar, faci parte din procentul acela minuscul de 4% da. care citesc în fiecare zi? Zi de zi, da. mă, indiferent cât de târziu este și cât de devreme mă trezesc a doua zi, măcar un sfert de oră de citit, altfel nu, nu ador. Unde este școala asta 156? Undeva în militari lângă Teatrul Masca dacă știți unde este da, Teatrul da, Masca da, știu. de la Teatrul Masca cum priviți spre ieșirea din București la stânga e și o grădiniță înaintea ei pe care tot pe aceea am făcut-o mm -hmm. și apoi un pic mai la stânga la o aruncătură da, de Deci băție. Tu locuiești în militar, nu? Sau am nu locuit acolo? în clasa 8 s-au petrecut multe <laughs> <laughs> tot în clasa 8 m-am mutat în Mogoșoaia mm -hmm. în afara Bucureștiului și apoi la finalul clasei am ales un liceu, a fost prima opțiune, și liceul și profilul, Colegiul Național Ion Luca Caragiale, profil filologie bilingvă-engleză. Și pot spune că nu regret nimic. Da, e foarte bine. Deci da. chiar îți, îți urmezi vocația, dacă e să spun. Da, 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 da. Uh, ok, uh, am lămurit pe asta la ce liceu studiezi, Uh, e un lucru care este un liceu cu tradiție. Pot să spun Așa asta, e. Este liceu cu foarte mare tradiție. Foarte bine, da. foarte bine cotat în, între liceele. În fiecare bucurțenie. final în fiecare de an cu... cei care termină, care încheie ciclul liceal, defilează pe dorobanții. Deci avem tradiții de nu știu câți ani se întâmplă chestia asta. Din 1900 nu știu exact cât, dar de multă vreme. Uh -huh. Bun. Am înțeles că ai avut o profesoară în școala gimnazială care ți-a uh, la meditații. Da. da. Uh, care ți-a aprins pasiunea asta pentru literatură, dar totuși trebuie să se fi întâmplat ceva și în uh, interiorul tău. Trebuie să uh, se fie aprins acolo ceva ca să îți, îți uh, dezvolte pasiunea pentru literatură. Ce, ce a fost care a fost momentul uh, uh, inițial când s-a mm -hmm. aprins scânteia? Ei, uh... Adică e legat de un autor, de o carte? De... Uite, poate, poate de un autor și de o carte ar fi momentul, prima amintire literară, aș spune, poate uh, care azi e și autorul meu de suflet preferat, Mircea Cărtărescu și prima carte pe care am citit-o de la el și pe care la momentul respectiv n-am înțeles-o nu țineam pasul cu firul narrativ dar... Ce carte? Frumoasele străine Mm -hmm. nu, nu reușeam să țin pasul cu firul narrativ, dar au fost câteva secvențe care uh, m-au făcut să iubesc literatura. Uh, și apoi am trecut la cărțile lui mai, uh, mai dure, mai grele. E o carte amuzantă. Exact, dar eu n-am râs atunci, că nu pricepeam. <laughs> De, nici când, nici când uh, Micia Cărtărescu s-a pomenit în pat cu, cu oaie... Ba da, ba da, mi-amintesc, un... mi-amintesc, fost... au fost, a fost câteva scene de tipul ăsta, dar nu, n-am înțeles că era o carte comică în, în mod special. Uh, mi-amintesc din prima povestire cu Antrax, aceea a. a fost, povestirea Antrax, aceea a fost cea mai intensă parte a lecturii, după aia, ușor, ușor, mi-a mi pierit răbdarea, nu eram un cititor de cursă lungă, cu fibră, trebuia să fie ceva scurt. Și Antrax era scurtă. Ei, când au ajuns el și cu... Soția sa, Ioana Nicolae, care știu că a fost aici, da. la uh, secția de poliție și erau culori kafkiene. Până foarte târziu, n-am înțeles, n -am, n -am înțeles cum adică kafkian, <laughs> dar uh, am aflat până la urmă. Uh, am, uh, am participat, am fost la lansarea, la un târg de carte, nu mai țin minte dacă a fost Bufes sau Gaudamus. Parcă era Bucfes, pentru că lumea era îmbrăcată mai lejer, la mânecă uh -huh. scurtă, așa, și uh, la acea lansare a fost actorul Răzvan Vasilescu. Așa a citit-o un fragment din carte și a vorbit foarte frumos despre frumoasele străine. Mi-amintesc uh, că era foarte multă lume. Uh -huh. uh, bine, ca la orice lansare a lui Micea Cărtărescu. Și a fost, o, a fost o atmosferă foarte relaxată, pentru că s-a discutat uh, chiar în spiritul cărți știi? Cărți, da, știi? Da. Adică a fost uh, mult umor. Poate una dintre cele mai frumoase lansări pe care eu am, am, am avut ocazia să o văd, dar online, n-am fost fizic. Uh, am văzut-o mai târziu pe YouTube, filmată. A fost lansarea solenoidului. Da, la care, au... da. da. Păi cred că chiar videoclipul acela l-am văzut de la o da. mie de semne. Este, a, acea lansare a fost un totem pentru mine multă vreme, da. până nu, am citit -am, solenoidul. Nu, n-am filmat, filmat atunci pentru că nu făceam treaba asta atunci, mm -hmm. dar oricum am fost în public. Ați fost. fost. acolo. Da. Ei, și imaginea în care stăteau, cred că măcar o mie de oameni. Să, și îl ascultau pe Gabriel nu vorbind despre o, o, o promisiune extraordinară, o mare carte a lumii, asta da, promitea. Da. Că e o mare carte a lumii. Mie mi se pare că, într-adevăr, este, a dovedit că este, dar momentul în sine era magic. Și cum oamenii stăteau și se uitau cu ochii bulbucați la, la Gabriel Liceanu, care, cum spunea el, în fond puteți să credeți că am o, o ieșire stranie, prea efervescentă. Ei, nu cred că a fost prea efervescentă până la urmă. Da, a fost totuși un discurs entuziast al lui Gabriel da. Licean atunci și n-a greșit cu mult afirmând că este o mare carte a lumii. Solenoid este tradusă în foarte multe limbi da, de circulație da. internațională și are o, încă, deci are o carieră Da, da. foarte... Dar bună. nu neapărat asta cred că o face de fapt o mare carte a lumii. Da, evident. Uh... Ceea ce o face o mare carte a lumii este faptul că, într-adevăr, mie îmi pare a fi și cred că este, cum spunea Cărtăresc, o ușă care se deschide. O Evanghelie. Un scriitor adevărat e un om care scrie, sper eu. <rători> un om care, de fapt, nu caută să facă divertisment, care să facă minunate uși care nu se deschid, care nu duc către nicăieri, ci uși care deschizându-se, produc o epifanie, o tăiere bruscă. Aceste cărți uh, sunt cărțile transparente, care nu mint. E o scenă într-un roman al lui Marquez. Uh, uh, nu dragoste în vremea folerei, cealaltă despre dragoste. Dra despre dragoste și alți demoni. În despre dragoste și alți demoni, în care fetița bănuită că ar fi turbat după ce a fost mușcată de un câine, începe să mintă. Și doctorul spune ar fi fost o minunată poetă. Iar apoi marchizul îi răspunde doctorului: "Nu e adevărat, scrisul cu cât e mai transparent, înscris cu atât e, cu cât e el mai transparent, cu atât se vede mai bine poezia." Ei, asta este minunea acelei cărți, că este transparentă întru totul și exact cum ar fi spus marele, cel preferatul scriitor al lui Cărtărescu Kafka, poți vedea o grefă de minte, poți vedea în creierul scriitorului legat și de mine de fapt cred că asta asta încerc și eu să fac când scriu să nu fac uși care sunt minunate, povești care să aducă extaz cât să fie evanghelii adică cărți prin care se spune ceva despre lumea în care trăim, despre noi, despre lumea care reprezentarea a noastră, lumea care e mea. Filip, îți mărturisesc că eu aș putea foarte bine să tac, să te ascult, <laughs> <laughs> pentru că vorbești foarte bine, ești deschis și ești informat. Doar că eu o să intervin din când în când și o să mai spun câte, câte ceva despre tine. Și acum am să, am să pomenesc, dacă tot ești un om care scrie, am să pomenesc, că, pentru că mi-ai dat acest flyer când ne-am întâlnit la da. Găria Humanitas Tacumi din uh, Lipscan 42, uh, dragi prieteni, Filip, uh, nu știu cum să, cum să spun, participă, ești sufletul Cenaclului, cum, uh, cum este mai corect? Oratum, să spunem înainte de toate că uh, ești parte dintr-un cenaclu da, care a se a numește aici Pagini manii. de Cerneală. Da? Hai să arătăm și flyerul la camera. Se vede, da? Așa, pagini de Cerneală. Uh, cenaclu este în fiecare miercuri, da? De la ora 8. Aproape. Aproape de la ora în 18. fiecare miercuri. <laughs> la, la, la Petit Buf, în, uh, în Cotroceni. Uh -huh. uh, Facem și traducerea, la motanul giftuit. La motanul giftuit, da, Deși exact. e o traducere aproximativă, știi? Da. Așa. Ce se întâmplă la, la cenaclu ăsta? Se întâlnesc cenaclieri. Da, asta e evident. <laughs> dar. dar cum mai este un cenaclu în, în zilele noastre? Pentru că ideea de cenaclu deja multora li se pare vetustă. Da, caducă, fumată, da, de multă exact. vreme. Eu zic că nimic în literatură nu este cu adevărat fumat până la capăt, caduc cu tot, mort, căzut pe jos. În definitiv, dacă am crede asta, ce mai face cu călătoriile? După Odiseea, ce mai poți scrie despre călătorii? Nimic. După Romeo și Julieta, ce mai poți scrie despre dragoste? Nimic. Deci, un cenaclu astăzi arată ca un cenaclu ieri. <laughs> Uh, suntem mai puțini, suntem mai mici dar uh, în timp uh, ne-am adunat, miercurea aceasta a fost un record, am fost nou niciodată n-am fost nou până acum deci a fost o bucurie enormă chiar voiam să te întreb cam câți uh, vin uh, la cenaclu spațiul ăla este destul de intim e, intim, aveți e frumos, dup? este cald e minunat acolo și ne întâlnim uh, facem ce facem un cenaclu totdeauna, ne citim propriile texte, dar... Uh, pe deasupra mai discutăm și alte cărți scrise de mari autori. am discutat despre Alef, despre Cartea de Nisip, despre Tunelul, despre Rem și Gemenii, despre Mai 3 și Romanul Adolescentului Miop. urmează să discutăm despre Metamorfoza și Scrisoare către Tata, ale lui Kafka și apoi într-o discuție despre romgleză de miercurea aceasta încercând să dezbatem de ce tinerii vorbesc tot mai mult în limba engleză. Te uiți pe un pe un WhatsApp al tinerilor și observi că e majoritar limba engleză. E bine? Nu prea. <laughs> Cei drept nu prea. Ne-am propus să citim Edgar Allan Poe, The Tale a, the Tale Tale Heart, cred că se numește, povestirea lui, dar în original. Și să vedem dacă ne atinge la fel, dacă ni se pare la fel. Chiar dacă, sigur, în original ar părea că ar fi mai bună. Dar pentru noi, pentru urechea noastră, mai este la fel de savuroasă faptul că e în altă limbă? Eu am citit-o deja și răspunsul meu e că nu. Mi-ar plăcea mai mult în limba română. Am citit-o și în limba română și pur și simplu parcă îmi curge altfel în ureche. Înseamnă că traducătorul a făcut o treabă foarte bună. Foarte bună, Dar da. să știi că o operă originală nu poate fi egalat egalată de o da. traducere. Așa e, așa e, da. Mi-ar plăcea să fie, să fi scris toată lumea direct în română. <laughs> <laughs> da. Merită precizat aici citata lui Cioran despre raportul românilor cu limba română și suna în felul următor românii sunt sub nivelul limbilor și cred că asta se vede și din faptul că atât de rapid am părăsit-o pentru o altă limbă mai ușoară, poate mai simplă, nu știu, dar da, să știi că Cioran a fost un pic ipocrit la faza asta și <laughs> să spun și de ce, pentru că el fiind un vorbitor fluent de germană de și de franceză, franceză așa Uh, pur și simplu și-a părăsit limba fără să da, 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 fără da. Să, uh, ezite. Uh, ideea este în felul următor. Nu se întâmplă fenomenul ăsta pentru prima dată la noi. Uh, România a fost o țară francofonă multă vreme. Uh, genera, dacă tu l-ai -ai pomenit pe Cioran, generațiile din perioada interbelică erau uh, atașate puternic de limba franceză și vorbeau uh -huh. uh, franceza, uh, citeau operele în original chiar librarii de la vremea respectivă se plângeau că uh, traducerile uh, nu se vând, deoarece uh, scritorii își comandă direct uh, direct din limba cărțile franceză. în limba franceză și le citesc ca atare, știi? Da. Deci uh, lucrurile sunt uh, după mode, știi? Adică uh -huh. atunci uh, franceza era mai aproape de sufletul lor, astăzi engleza. Engleză. Cred că asta se trage de la... Nici nu știu cum să o numesc. Am să dau ca exemplu Imperiul Roman. Știi? Imperiul Roman fiind atât de vast, au fost generații întregi care s-au născut în teritoriile Imperiului Roman și au murit în așa. În, e, în consecință trebuiau să cunoască limba Imperiului, pentru că Aveau nevoie, nu? Mergeau la, eu știu, la un. Da, uh, oriunde. Satrat, la cineva din administrație, nu știu ce. Trebuiau să vorbească limba oficială. Da. Pe lângă limba nativă. Limba uh -huh. pe care o aveau, în funcție de unde Da, da, da. Dar în Imperiul Roman, de multe ori, limba nativă nu, nativă nu mai rămânea. Uh, Iar la da. asta? Procesul astăzi? de romanizare călca în picioare orice formă de naționalism da. prezent acolo și deveneai un latin jet be Da. Astăzi, e, în ziua de astăzi, fenomenul cu limba engleză și cu rom-gleză asta care se vorbește și care zgârie rău pe urechi uneori, uh -huh. așa, este explicabil prin faptul că, până la urmă, nu ni se întâmplă numai nouă, știi? Engleza este din câte îmi dau seama, principala limbă de uh, circulație internațională. Da. Așa că, implicit, uh, ca să fim și noi uh, cosmopoliți, trebuie să o învățăm. Trebuie de să știm măcar, măcar să ne descurcăm cât Da, câte. da, da. Tot miercurea aceasta am mai discutat o problemă. Atenția. Cât de atenți mai pot fi... Uh, Elevii, dar nu, nu doar elevii, oameni în general. A, te refer la atenția distributivă. A, nu, nu, sau o să iau o carte în mână, iată, orice carte de proză și va putea să stea jumătate de oră fără să uite că citește cu ea în mână. Da, e o întrebare interesantă. Mai e cultura ce a fost odată? Am citit, înainte să ne dăm cu părerea, să ne exprimăm gândurile despre o bucată din, de, de, început, bucata de început a civilizației spectacolului, eseul lui Vargas Llosa, care despre asta vorbea. Cultura, poate, el era un pic pesimist. Cultura, spune el, nu mai e ce a fost evidată de însăși, însuși sensul ei. Și ai dădea un exemplu și un eseu al lui T.S. Eliot, în care tot asta spunea. Filip, cum te descurci la literatură în liceu? Eu zic că bine. Da. <laughs> Mă descurc bine. Acum mm -hmm. suntem la povestea lui Harap Alb, mm -hmm. care e neașteptat de, savu de savuroasă, da. Cu spânul, cu mezinul, fiul craiului, acum când mai jucăm șah în clasă, când muți pionul, este motivul mezinului superior. <gântu -i> când muți regina, nu gând, este doamne. sfânta duminică. O analogie și între... Da, da, când muți regele, este craiul și tot așa, avem tot felul de... <gântu -i> Ce note ai la, la literatură? Sau poți să divulgi secretul ăsta? Pot, pot. Eu am două ore, două clase de în care fac literatură, sau mai nou trei. Am, sigur, limba și literatura română, am literatura engleză și am latină, unde renunțând la gramatica pe care nimeni nu o asimila mi-amintesc mi doamna Foarte. noastră profesor a avut o idee minunată absolut minunată apropo de calitatea profesorilor în liceul meu de a citi la o oră măcar cât un cânt din Iliada și Odiseea ca la finalul anului acum suntem cu Iliada și bine, le-am citit am citit Odiseea, le-am luat pe dos <laughs> nu știam când am început mm -hmm. le-am primit-o de la domnul Gabriel Iceanu. Iliada și Odiseea, dar acum citim Iliada la, la oră și mie mi se pare un lucru foarte bun. Cât despre note, 10, 9, rare ori mai puțin, dar și când e mai puțin nu e din cauza literaturii, cât mai greșesc din atenție sau îmi scapă un cuvânt, zi un sinonim și îmi scapă sinonimul sau ceva de acest tip. A, și te, te amendează profesor pentru că Sigur, astea? doar este în barem. Ce, eu sunt uh, supraom. A, deci dați lucrări sau cum? Lucrare, da, da și dacă da. nu pun sinonim, cum da. să mă ierte? Da. Mi se pare foarte no, normal, nu eu am mă avut, supăr. Am avut impresia că uh, erau discuții libere și sau te asculta. Sunt am... și discuții libere la alea, iau 10, cei drept. <laughs> Dar uh, la teste, dacă ratezi sinonimul, asta e, l-am ratat. Dacă îmi scap ceva... Uite, avem o primă întrebare pentru, pentru tine de la cineva care e foarte aproape de noi aici și pe care îl cheamă Dan Andrei Deaconu. Așa e, în spate, stă pe canapea acolo și probabil că râde în barbă. Mulțumim pentru întrebare, Dan. Te întreabă ce carte ți-ai dorit să ai în curicula școlară. Prespun că o carte care nu există în curiculă. Uh, o carte care să-mi placă mie sau care cred eu că ar fi potrivită? care că tu că ar fi potrivită. Hai să alegem varianta asta. Uh, aș avea o carte în gând și apoi o a doua, care sunt uh, legate strâns prin titlu. Prima, apropo de noi, ca l-am mai pomenit, eseuri de duminică. Tocmai uh, am citit-o de curând și mi s-ar fi părut o idee foarte bună ca... Să existe o oră, două pe săptămână, în care să se citească din această carte, cu un profesor pregătit. Să citim eseurile de duminica ale lui Noica. Noica era un personaj dur, greu, aspru, nu prea te jucai. Cum se face că un astfel de autor, care voia să facă numai un sistem filozofic, și s-a supărat foarte tare pe Gabriel și pe Andrei, discipolii lui, când i-au răspuns că ei nu vor lua acest destin al uh, sistemului filozofic, a scris o astfel de carte de, așa zisă, popularizarea filozofiei, de o, o filozofie la îndemână, imediată. De ce cred eu că ar fi uh, interesantă? Iar aduce aproape de un mare scriitor al nostru, Constantin Noica, un mare om în cultura noastră. Când a ieșit din închisoare, Constantin Noica a făcut poze la manuscrisele lui Eminescu. Primul lucru. Că l-au întrebat când tot ieșea din închisoare ce vrei să te faci. Și l-a spus antrenor. Ei n-au înțeles că vrea să facă antrenor cultural. Deci e, e un personaj Constantin Noica. Iar aduce aproape de, de acest personaj odată, a doua. Nu e o carte atât de grea. Și care e pe lucruri și amuzantă. Mai ales în uh, acel... Uh... A acea referire la școală, știi? Sau da? Și o școală da. liberă. Sau la. Da, da eu... exact, cu școala în care nu se predă de fapt nimic. Nimic, da, exact. De fapt, se preda învățarea de a gândi. Ei, eu cred cu astfel de carte ușoară, cu uh, fragmente scurte. eseurile sunt foarte scurte. Nu necesită o atenție, o anduranță, cum necesită de pildă Iliada, sau uh, cum necesită și povestea lui Harapal, că nu are nicio. Uh, nicio oprire, e un text care curge. Am făcut REM a lui Mircea Cărtărescu. La fel, un text care curge, necesită atenție. Cartea lui Noica e mai la îndemână. Și cred eu că ar fi un bun puzzle de gândire. Uh, e un eseu foarte haios ține, despre minunata reclamă de la șampanie. Țineți minte trei cuvinte. Și am uitat ale trei cuvinte cum le uitase și, și Constantin Noica. Apoi este o, un eseu despre uh, pilda fiului risipitor, pe care nu mulți elevi o cunosc. Și Biblia de multe ori uh, e văzută ca fiind uh, la fel caducă, când nu e deloc așa. Întrebat, uh, Mir Mircea Cărtărescu, fiind întrebat de, să, să dea o carte tuturor de lectură, el a zis Biblia. Dar citiți-o ca pe un roman. Lăsați dogmele deoparte și citiți-o ca pe un roman. Iar aduce mai aproape și de nuanțele astea. Și asta fără să-i solicite într-un mod greoi, andurant, obositor, un elev care nu e pregătit în ale filozofiei și ale literaturii, în concepte și idei și simboluri, chimera și labirintul și tot așa. Infinitul, aleful, cartea fără oprire. Cartea cu câmare și tot așa. Într-o lume fără madlene de acest tip, ei ar putea să învețe să gândească. Asta ar fi prima carte pe care eu aș pune un program. A doua sunt dialoguri de duminică, pe care au vorbit-o, n-au scris-o, au, scris au vorbit-o Gabriel Iiceanu și Andrei Pleșu, discipolii lui Constantin Noica. Au fost niște dialoguri la TVR, sigur știți, pe care apoi l-au pus pe hârtie. La fel, mările calde ale vieții, asta se discută acolo, nu cine știe ce nebunii, ce semiotici filozofice sau critici literare foarte grevaie. A venit o primă întrebare din public, ca să spunem așa, nu din spațiul nostru micuț de aici, de la Adrian Tincu. Te întreabă în felul următor, ce crezi despre cartea tipărită? O să dispară ea vreodată în favoarea cărților electronice? Uh, nu, <laughs> nu cred că o să dispară cartea <laughs> și tipărită. Și eu sunt de acord. Nu, cartea tipărită nu are cum să dispară și uh, motivul e foarte simplu. Este infinit superioară oricărei altă formă de citit. De ce? Chiar uite, o să iau exemplu această te carte. Au. Bine, dacă ar fi de pot să o iau pe aceasta? Poți să o iei pe care vrei. Ok, că e de proză, e mai potrivită. La început aveam uh, o pagină infinită. Uh, când s au făcut prima oară texte scrise pe hârtie, erau... Uh, camera acolo, arăt așa? Da, da, aici. Okay. Uh, Erau uh, niște hârtii pe care le tot... Uh, papirusurile. Uh, exact, papirusurile, de da. Și tot dădeai la ele, dar nu puteai vedea ce va urma și ceea ce a fost. Erai strict pe bucata ta de text. Strict pe bucata pe care o citeai atunci. Nu puteai privi nici în trecut, nici în viitor. De altfel era și greoi. Cum să toți papirusul ăla super lung și complicat și... Deci era greu să citești. Apoi a venit cartea care ți-a oferit o soluție infinit superioară. Poți odată să o ții în mână mult mai ușor și în al doilea rând Vezi mai mult. Deci, dacă am ratat aici, nu trebuie să mă chimi să dau da. înapoi jumătate de papirus cât trebuie să dau pagina. Sau paginile sunt numerotate? Pot să Paginile mergi sunt numerotate, sau, da. avem indici, putem da. pune fotografiile mai mari, mai clare. E, când ne întoarcem, deci cititul pe Kindle sau pe telefon sau în orice formă electronică. Este o, un plagiat al uh, antichității. Ne întoarcem la papirus, doar că acum îl ținem în mână într-un telefon. Uh, Jose Ortega y Gasset spunea că dacă tinerii, sau nu doar tinerii, dacă oamenii nu se uită în trecut, la ceea, dacă nu mențin o strânsă legătură cu trecutul lor, uh, riscă sau tânjesc chiar să plagieze orangutanul. Acum apare o acuzație dură. Că dacă citești pe telefon, plagiezi Urangutanul. Este dură. Dar. E o întoarcere înapoi. La ceva mai. mai nereușit. Cartea este ustensila absolută de citit. Cartea tipărită. Și atunci cum să dispară absolut. Cartea este cum să spun, este un instrument foarte la îndemână. Cărțile, între ghilimele, pe, vremuri, pe vremurile evocate de tine, stăteau în, în biblioteci speciale, da. deci nu avea uh, oricine acces Acces la, la cărți, la, 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 la text. Și uh, eu văd și în asta un avantaj, pe lângă plăcerea efectivă de a simți cartea mână, de a da foaia și așa mai departe. Kindle-ul sau, mă rog... Telefonul. Telefonul tableta, îți oferă laptopul. Uh, oarece satisfacție. Am înțeles că acum uh, este imitat și foșnetul și în sunt mai fine. multe, da. da. Dar uh, nu, poți, uh, nu poți scăpa de, de ideea că totuși ții în mână un, uh, un uh, accesoriu electronic. Deci da. este da, da, limpede. Da, da. Așa că... e. Și, în definitiv, o carte e frumoasă. Da. Asta nu mai zic. Da. O carte este foarte frumoasă. Uite, mă uit. Deci sunt tone de cărți frumoase aici. <laughs> <Mulțumesc>. <laughs> și ele, nu, nu ca și... Uh, nu ca și conținut neapărat. Să presupunem că n-am ști să citim în limba română. Noi suntem nemți și nu cunoaștem limba română. Dar când intri într-o librărie, uite, ajungi la standul editurilor mari care își permit Humanitas, Polirom, Editura 3, să facă cărți somtuoase. Jurnalul de la Păltinișcă, ca să rămânem în domeniu. Ele în sine sunt, sunt, sunt chestii frumoase și, cum spunea Dostoevski, frumusețea va salva lumea. Da. Sunt obiecte obiecte care atrag privirea. Sunt făcute da, în așa da. fel să... Și cred că odată ce simți cartea, nu mai ai cum să scapi de ea. Uh, atât ce o simți cu adevărat nu neapărat uh, pe lângă faptul că nu mai ai cum să trăiești fără să citești după ce ai învățat cu adevărat să citești nu mai ai cum să citești pe altceva decât o carte și aici m-aș referi la o poezie a lui Ezra Pound care este minunată numită O Fata în care un copac îi urcă în, îi urcă în brațe și iese și apoi îi urcă prin tot trupul ca și cum ar fi o, o sevă curgând prin, prin trupul său, și de fapt îi inoculează modul de a trăi ca acel, acel copac. Acea fată minunată a lui Ezra Pound. E, la fel, cred că e și cartea. Odată ce intră în tine, își inoculează așa-zisul. Că nu e propriu-zis un venin, dar așa-zisul venin în tine. Eu zic că nu te mai poți întoarce la Kindle sub nicio formă. Absolut. Uite, și Adrian Tincu este de acord cu noi și spune, mirosul unei cărți noi nu se compară cu atingerea rece a unui telefon. Da, și așa da. Este. Cartea are sânge, e, e caldă. Eu voiam să fac altă, altă remarcă. Îmi trec prin cap tot felul de idei. E adevărat un pic am amestecate, dar o să fac eu un pic de ordine în ele. Și am să spun, dragi prieteni, nu știu, eu sunt uimit uh, și am... De ce sunt uimit? Pentru că tot aud în uh, spațiul public, nu știu dacă e adevărat sau nu, eu am uh, îndoielile mele, uh, despre uh, generațiile tinere, că nu citesc, uh, că nu sunt preocupați, uh, că nu sunt preocupate de uh, literatură de carte în general, uh, că avem uh, 50%, peste 50% în uh -huh. alfabetism uh, funcțional. Și așa mai departe. Cunoașteți toate uh, poveștile astea. Uh, nu știu cine a făcut statisticile astea. Uh, abarnam, n în fine. Uh, dar mă uit la Filip. Uh, acum vorbesc cu. Uh, te laud în Mă uit la Filip. Și uh, tot eșafodajul ăsta uh, pesimist, defiti, defetist, uh, apocaliptic uh, se, se destramă uh, extraordinar de repede. L ascult pe, pe acest băiat și îmi dau seama că nu e nimic pierdut. De asta, nu știu, te-aș ruga să... Hai să discutăm în continuare despre cărți. Care este autorul tău român preferat? Dar nu neapărat din, doar din literatura contemporană. În general, uh -huh. trebuie să fie cineva care ți-a... Ți-a coagulat toate, toate opțiunile. Autorul meu român preferat, din întâmplare, e în viață și e și autorul meu preferat din toată literatura pe care am citit-o, l-am mai pomenit, Mircea Cărtărescu, Orbitor Solenoid, Nostalgia, Melancolia, încă n-am citit Levantul, trebuie să recunosc, mm -hmm. că îmi recunosc păcatul. Dar urmează, A, timpul, da. urmează în curând pentru că apare Teodoros și nu ratez, mm -hmm. <laughs> pentru că am înțeles că ar avea. Legături Teodoros ar fi un Levant uh, prozastic și atunci trebuie, trebuie să citeți și Levantul. Uh, modul în care mi s-a spus de multe ori e că ceea ce scriu uh, e prea influențat de Mircea Crătărescu. Uh, eu aș spune că prin el am decis să scriu, cum a decis uh, Marchez prin Kafka. Marchez, după ce l-a citit la 17 ani pe Kafka, a decis că vrea să fie scriitor. Eu uh, am decis un pic mai devreme și l-am citit pe cărtăresc un pic mai devreme, dar ăsta e doar noroc, nu știu. <laughs> Sigur că Marchez e departe. <laughs> păi, nu se știe. Pentru, ori, pentru oricare scriitor mare, a existat, a fost un început, să știi. Da, da. Nu toți s-au -au născut cu Nobelul Supern. Nu, uh, nu toți da. au avut uh, celebritatea uh, de la început. Au fost uh, oameni, nu știu, poate umili, săraci, au fost în familii destrămate și așa mai departe. Știm da, atâtea da, da. cazuri în literatura universală și au ajuns scriitorii excepționale. au ajuns... Da, da. Și nu toți s-au născut cu Nobelul Supernă și unii cred că s-au născut cu el și nu l-au primit. Cum ar fi <cute> da. Borges. Da. Eu da. sunt foarte Evident. supărat. Jorge Luis Borges nu l-a primit, Philip Roth nu l-a primit, Thomas Pynchon nu l-a da. primit, Milan Kundera nu, Murakami nu, Cărtărescu încă nu. Uh, Murakami, abia de la primit. Murakami Haruki. Haruki, da. Să zicem. Haruki Murakami. Vargas Liosa abia de, abia da. de la apucat și unei colegi de la Cenaclu i-am făcut o promisiune, că tot așa discutam despre premiul Nobel. Și am făcut o promisiune că dacă Mircea Cărtărescu nu îl ia și printr-o minune mi se va acorda vreodată, eu nu-l primesc. <laughs> Ca și o să-l urmez pe Jean-Paul Sartre. Și dacă mai e un mare scriitor care nu-l ia, mi se pare absurd. La Lucian Blaga, știți povestea cu Lucian Blaga care da, știu, trebuia da, să-l ia, da, dar da, au zis blase, că da. e cam tânăr, sunt alții mai da. bătrâni și Lucian, săracul, așa a pățit și Nikita Stănescu. Nikita da. Stănescu, Mihai Eminescu. Deci avem scriitori mari Bine, care Eminescu nu putea să ia, nu Eminescu nu, nu, da. Dar puteau să facă așa o secțiune pentru cei da. Cei vechi. Știi, până la urmă Uh, un premiu este un premiu. Are uh, lucrurile lui bune și lu lucrurile Lucrurii lui mai puțin red. bune. Oamenii sunt uh, subiectivi, mai ales când vorbim de, de un domeniu atât de, de subjugat de subiectivitate, așa cum este literatura. Vezi, uh, este greu să pune în locul celor de la Academia Suedeză. Mm -hmm. Cum mai putea să stabilești din atâția scritori mari care există la ora actuală în literatura universală, să stabilești unul, unul. Să, să denumești unul, să alegi unul dintre. Uh -huh. ei. E foarte greu. Păi, cu siguranță n-aș începe cu unul politic. E adevărat că cu o siguranță n începe correctness... cu, cu o literatură politică. Literatura nu e de po despre politică. Ba este despre politică, dar premiile n-ar trebui să fie despre. Poate politic. fi, dar nu știu cât de, Uite, Vargas Liosa... Foarte multă politică. În, se de... zice. Ar fi multă, multă politică. Dar esența cărților lui, eu zic că e puterea. Adică nu puterea cărților, cât puterea ca și parte din condiția umană. Da. Cum funcționăm noi în jurul puterii? Sunt și câteva romane care nu sunt așa. Uite, povestașul, elogiul mamei, elogiul da, mamei vitrege și tot așa. Dar marile lui romane despre asta sunt, despre putere. Poți să obligi puterea să stea doar în politică. Nu. Puterea poate funcționa în multe locuri. Ori atunci să spunem că Vargas Llosa e un scriitor politic, mie mi se pare că îl limitează, că îl, îl închistează, îl face mai puțin decât este. Vargas Llosa de altfel, face teorii minunate despre ficțiune și rolul ei. Călătoria către ficțiune. Da, evident da. că până la urmă, dacă e să, să o luăm să discutăm exhaustiv. Uh, Vargas Iosa are o, are o uh, uh, cum să spun eu, are un câmp da. literar foarte foarte deschis. Deci uh -huh. tratează foarte multe probleme în cărțile. aș și scris mult. Da, da, da. Uh, dar uh, uh, reducând totul la o idee, ceea ce nu este cel mai onest lucru, știi? Dar îl uh, poți face, reducând totul la o idee cărțile lui au un puternic mesaj politic. Au, da, au și vedem. un puternic mesaj politic. Și un, da, uite, așa Dar e. cel mai elogvent exemplu că literatura lui nu e politică și nu doar a lui, e și a lui Marquez. Câte mm -hmm. n-am citit despre un veac de singurătate ca fiind o critică la nu știu ce politică columbiană. Deci o iau rasna când mai citești da, câte așa ceva. Deci, închid apropo, chestiile astea le găsești pe telefon, niciodată într-o carte întotdeauna ele sunt undeva pe internet. Și atunci îmi vine să-l și uite, s-a spart cu dar nici nu pare rău acum. <laughs> La acolo, noi avem de discutat, da. nu avem treabă. Uh, -a -a. Cel mai elogvent exemplu, mie mi se pare uh, dialogul lor din 1976-77 despre un veac de singurătate, Vargas Llosa cu Marquez, Garcia Marquez. Și cum discutau ei despre acest roman, și n-au pomenit o singură dată politica. Au pomenit metafizica, cum că Marquez n-ar vrea să fie meta un scriitor metafizic. L-au pomenit pe Borges, criticându-l, dar și lăudându-l. Marquez a zis că el urăște un scriitor ca Borges din punct de vedere al mesajului, că e prea metafizic și că literatura ar trebui fi să fie mai apropiată, mai la firul ierbii. În fine, astea sunt teorii, dar euh, niciodată nu s-au apropiat de politica. Ori atunci cel mai mare premiu literar al lumii ar trebui să fie despre orice, dar nu despre politică. Nu despre colonizare. Asta poate să fie un premiu pentru istorici, părerea mea. Dar rolul literaturii este acela de a fi Evanghelie. O carte Evanghelie, care spune ceva despre condiția umană și nu despre X, conducător dictator. Putem vorbi despre putere. Asta e altceva, nu e politică. Cred eu. De acord. Uite, mă tot uit pe, pe desfășurătorul ăsta pe care mi l-am făcut aici. Am trecut așa, fără să te întreb, fără să. Am trecut prin câteva subiecte pe care eu mi le-am notat aici despre care voiam să vorbim. Nu le-am epuizat, evident, dar aș vrea să te. să te atrag un pic în. Să, să ieșim un pic din uh, acest halo foarte, foarte uh, simpatic, drăguț și atașant al uh, literaturii și să, te, să, să ne așezăm un pic cu picioarele pe pământ, știi? Uh -huh. Și uh, pentru că am o curiozitate. Fiind elev, uh, uh, sunt uh, convins că ți-ai făcut uh, o anumită imagine despre, despre învățământul românesc. Ești acolo, ești insider, ești dinăuntru. Vezi cum se. Cum se întâmplă lucrurile? Cum, cum se vede de la playground-ul tău? Din banca elevului. Da, da. Cum se vede situația învățământului românesc? Din punctul meu, din banca mea, se vede foarte bine. Cum mă uit în față, văd o tablă foarte mare, o, un ecran, o catedră pusă așa pe un soi de piedestal, foarte frumos sculptată. Deci, din punctul, din banca mea, se vede bine învățământul meu e bun. Am niște profesori minunați, la aproape toate materiile găsesc câte ceva. Și asta nu din capacitatea mea ca elev neapărat, cât din capacitatea profesorilor de a spune ceva. Cât despre învățământ la nivel general, nu aș ști să dau un verdict. Așa e știu că în liceul meu e bine. În liceul meu ne descurgăm foarte bine. Dacă ar fi așa peste tot, probabil că am avea o rată mult mai mare de cititori și tot așa. Cei drept nu pare a fi atât de bine când te uiți în ansamblu, dar n-am fost în băncile alea, ca să spun. Ori părerea mea e că de multe ori criticăm profesorii prea rapid sunt poveștile elevilor, sau, da, poveștile elevilor care, a, doamna de fizică, nu știu ce a zis și nu știu ce a predat. De multe ori elevul poate n-a văzut. Or, de vreme ce eu n-am fost în băncile alea, nu m-aș grăbi nici să-l critic pe X profesor, nici să spun că n-avem profesori. Am fost în banca mea unde e foarte bine. Despre restul, aș mai analiza înainte să să dau un verdict. Cum ai vedea lumea dacă ai fi într-o în bancă unei școli, dintr-un cătun, la care la care școală trebuie să nu poți ajunge decât mergând câțiva kilometri dus-întors. Da, da, ar fi dur. Ar fi ar fi greu. S-ar învăța mai greu, cei drept, dar nu imposibil totuși, da, ar fi, ar fi foarte, foarte greu. Învățământul poate ar trebui din acest punct de vedere ajutat. Să-i ducem cumva pe elevi de colo-colo. Asta se face în București. Eu am gratis la metrou, la... Merg 8 minute cu trenul, de pildă, dar merg acele 8 minute dimineața cu foarte mare drag. <laughs> E un trenuleț care merge. E ca o Da, da, da e excurs, minunat, simt. e minunat. Nu e un tren foarte mare și, de fapt, e un fel de metrou care nu e subteran. Și e gratis, deci eu sunt ajutat. Mai mult, acum aș da cum mai primesc, dar așa mi se promisese că voi primi o bursă de transport. Nu știu ce se întâmplă cu ea încă, poate o primesc, poate nu, încă n-am primit nicio bursă anul ăsta, deci. Nu știu care e situația, nu n avem informații. Dar în, în București, măcar, tocmai despre restul, nu sunt foarte actualizat, nu, nu știu. Dar în București, măcar, eu zic că suntem ajutați să, să ajungem la școală. Ce se întâmplă la școală? Asta ține de profesor mai mult. Ori v-am zis, măcar în banca mea, în clasa mea, avem niște profesori de a dreptul minunati. Uite, ca să-l parafrazez și eu pe Constantin Noica, bănuiesc că știi fraza asta pe care el a spus-o, s-au citit cărți și la lumina lumânării. Da. Totuși, suntem în secolul 21 și există în România copii care învață la lumina lumânării. La lumina lumânării, da. Da, asta e, e trist, e și greu de de uh, rezolvat uh, intri ca uh, problem solver că tot vorbeam de mm. romângleză intri ca cel care va salva și cum, cum gestionezi, e foarte greu de gestionat situația asta, cum faci să aduci elec electricitate să, ce cărți se studiază acolo cum gestionezi învățământul de acolo e foarte greu așa că diagnostice cred eu că s-au dat destule. Ok, învățământul are, are probleme, dar soluțiile... Nu de diagnostice avem nevoie, pentru că ele sunt date deja. Diagnosticele le știm, ne-a ne spus uh, ni s-a spus de o mie de ori, ne-au spus Andrei Pleșu, Gabriel Iceanu, cum stă treaba, ne-au explicat, știm. Dar, uh, cum rezolvăm? Eu n-am văzut o soluție competentă. Mereu criticăm profesorii, dar cum ar trebui să se facă pedagogie? Mereu criticăm elevii, dar cum ar trebui să fie un elev? Mereu e rău, niciodată nu e bine. Pe mine asta mă lasă rece. Nu știu. Faptul că lumea niciodată nu dă așa e bine. Elevii de aici sunt bine. Da, văd numai partea rea. Da, în acolo, uh, partea neplăcută. Mereu, mereu țintim către ce e rău. Poate că învățământul are părți foarte bune. Are, nu poate, sigur. Are. Sigur are. De ce nu se scot la lumină să le luăm ca un exemplu? De ce faptul că doamna mea profesoară de istorie a stat să caute informații despre Scarabeu, gândăcelul egiptenilor? ca să mă ajute pentru un viitor text, încă nu am n-am apucat să-l pun pe hârtie. Eu ți-aș da un răspuns, probabil că exemplele negative sunt mai numeroase. E posibil, știi, da. pentru că gândește-te că România nu e o țară mică. Gândește-te câte localități sunt în România, știi? Câți copii nu beneficiază de, de, de toate facilitățile pentru a fi, câți copii merg în în curte la toaletă? Ăsta ar fi numai un aspect, știi? Dar eu mă gândesc la tot ce ține de, de viața unui elev, de manuale, de, uh -huh. de profesori eu adecvați. Eu n-am manuale noi. Da. De profesori <laughs> adecvați. Adică uh, există profesori, nu știu, bănuiesc că există profesori care predau uh, și istoria, și geografia, și nu știu ce, știi? Adică da. uh, sunt niște, uh, pro, uh, din lipsa din lipsa de personal, din lipsa de profesori, care nu au condiții să locuiască în, în anumite localități, care, uh -huh. cărora nu li se pun la dispoziție condiții ca să da, da. meargă acolo. Ei, salarii. o lipsă de profesori există, dar, din Vezi. nou, cum o gestionezi ca și ca și cârmuitor al educației? Păi, aici, în condițiile da. în care întotdeauna e de, de rău despre profesori. Da, aici o să spun o întrebare foarte interesantă, dar înainte de asta, pentru că avem două întrebări din din public, să luăm mai întâi întrebările din public și după aceea revenim Singur. la discuția noastră. Teodora Brehuescu întreabă, ai vreo tehnică pe care o aplici atunci când citești o carte pentru a reține cât mai multe informații citate care îți se par interesante? Citate am un caietel. <laughs> mm -hmm. pentru citate. Deci ei nu te exact Da. fac și și ei. odată am un caietel în care atâta fac, citate. Mm -hmm. Dar odată scris nu-l mai recitesc că l-am reținut. De fapt ăla, e, ăla este modul de a reține cu siguranță citatul sau măcar ideat, ca să parafrazez. Cât despre acțiune, nu. Am colege la Cenaclu, pentru că sunt singurul băiat de la acest Cenaclu, care subliniază, știu că am avut o discuție foarte amplă cu una mai ales despre faptul că eu nu subliniez nimic, eu citesc pur și simplu Da, cărțile nu trebuie să fie masacrate în felul ăsta eu am o, nu știu, nu sunt de acord cu subliniatul deși am făcut și eu treaba asta, mărturisesc, dar la un moment dat mm m-am -hmm. oprit. Da, eu n-am apucat să o fac până acum niciodată, nu subliniez pe cărți, nu scriu pe cărți ele rămân la fel aceleași cum, cum le-am Eu a trebuit să studiez ceva și de asta am făcut-o. În schimb, în păcatul meu este că le rup, le, le rup, nu știu cât de perfecte e termenul, le rup cotorul. Îl, îl masacrez pe acela <laughs> Dacă nu masacrez interiorul Masacrez coperta pe exterior <laughs> Sunt făcute praf după ce le-am citit Adrian Tincu revine cu o întrebare Cu aproximație câte cărți Cuprinde biblioteca lui Filip Câte cărți ai în biblioteca Filip? Uh... Uh, știu. Să zic, să zic să uh, cele pe care le-ai subtilizat. <rătări> 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 și mai multe. <rătări> nu știu număr. Cred că se apropie de 300, 400. Eu nu un știu. Bun. Da, chiar nu știu. Dar cert este că foarte des. foarte des cumpăr cărți și am un obicei, se numește tsundoku în Japonia, când mm -hmm. le cumperi dar nu mai apuși să le citești. Adică o să apuc într-un viitor, <laughs> dar la câte, câte am reușit să cumpăr într-un într timp foarte scurt, efectiv n-am avut timp să le citesc pe toate și, sincer, nu mă pot opri din a le cumpăra, pentru că ascultă lansări vechi sau discuții despre cărți și ajung să aud de sărbătoarea țapului ca să rămân tot la Vargas sau de moartea lui Vanilici, am pomenit-o cu domnul Licianu. Și atunci le cumpăr constant. Cred că principala mea cheltuială e, e cartea. Cheltui cel mai, cel mai mulți bani, îi cheltui pe cărți. Apropo, cum, cum faci rost de fonduri? Mai, Mama, știu, ta, Mai ta. faci, un, mai faci un comision, mai faci un bacșiș, te descurci sau doar uh... de la părinți? Da, pe la părinți, de fapt. N-am -am o sursă de o sursă de venit. Am avut o idee într-o perioadă de meditații, dar am renunțat rapid, că și așa, nu prea mai am timp de multe. Mi s-ar fi părut o idee bună, așa, cu copii mai mici, dar, m -m, până la urmă, mai bine citesc o carte. Da. <laughs> am tras concluzia. Uite, Adrian cu te întreabă din nou, muncești în prezent la vreun roman? Eu cred că e prematur, dar poate cine știe. Deci, muncești la da. vreun un roman? Am scris am, am următoarele idei. Te rog. Am scris o novelă numită Poeta. E încheiată, are în jur de 40 de pagini. Și, da, ușor prematură. Un roman, are deja vreo 240 de pagini, tipărit pe carte. Sau așa aproximez eu, am numărat numărul de cuvinte și cam mm. așa ar, ar fi. Și a început ca un text de sper am 10 pagini, apoi 20 și tot așa am ajuns la 200. Acum am un plan pus pe hârtie, la am acasă. Am caietul la mine, pot să vi-l arăt, în care scriu... E, sigur. Da. Hai să facem, e... Dani, Dani? Acolo, la Hai Ghezdan. să facem o, o intrare în cadru. Exact. Dacă vrei să-i dai Gheozdanul... Gheozdanul m-ar ajuta... Și am da, de scriu de mână, apoi mm -hmm. tehnoredactez pe Word. Și am mulțumesc. Am aici caietul. Mm -hmm. uh... Că Ca asta e foarte interesant, să să arătăm dovada, să să vadă oamenii. Da. Exact. Unde a, ah, uite, ai și caiet Moleskin, uite, eu am și da, eu pe acolo, am o grămadă. Da, l-am cumpărat de la Brașova, a fost o achiziție da. importantă în viața mea. Scriu pe e caiete. E costisitoare, știu. Este, da, nu cred că mai... Nici eu. Nu, a doua oară nu se merită, uitați, până la urmă s-a deteriorat, așa, da. nu mi se pare o... Acum au sărit de 100 de lei, mă da. rog, în fine. Uh, Are un nume, fiecare caiet. Primul caiet a avut, uh, caietul în care am scris Ararat, prima bucată, așa. așa. Uh -huh. De fapt, arăt parte din pagini, nu? Scrise. Da. Uite. Uh, caietul în care eu scriu. Aici am rămas cu tehnoredactatul că am, uh, am foița. Uh -huh. și uh, Dar Da, e foarte, mi se pare foarte interesant că scrii pur și simplu un caiet, știi, și după aceea. Da, aproape uite. O ap aproape fără nicio tăietură. Da. Mă uh, recunosc păcatul, scriu și în ore <laughs> Trebuie uh, Profesorii uh, au, au senzația că ești uh, foarte silitor Nu, că... nu, știu, știu, dar uh, Le-a fost povestită situația M-au întrebat ce scriu și mai sunt lăsat <laughs> Nu exagerez totuși da. Nu exagerez Și uh, fiecare caiet are un nume Acesta are un nume haios Într-un fel pe el îl cheamă Marcel, de fapt, de la Marcel Prust, dar la Cenacru lui se spune Marcel. <laughs> <laughs> Caedul acesta este Marcel de ca la Ca să nu fim internaționaliști. Da, da, să, da, nu... da, să rămânem români. Da. da. Iată, uite, și tot așa. Aici e... E... Da. Semenie, uh, ca e. Da. Seamănă e tău cu, uh, din ce știu, uh, uh, din manuschisele lui Micea Cărtărescu. Păi... <laughs> Pentru că nici el nu are aproape deloc. Nu, taie, da, răsături. da. Păi uh, problema mea asta e, toată lumea spune, a, păi Mircea, Mircea, de Mircea. Deci un model absolut. Modelul absolut uh, pe care de multe ori am senzația că nu l-am preluat, cât că așa sunt eu. <laughs> așa <laughs> <De> scriu. <laughs> Fără să tai foarte mult. Mai uh, în Word, când transcriu, adaug. Nu tai, adaug, niciodată da. nu tai. Nu știu, așa mi se întâmplă. A început să se intensifice activitatea și pe chat nostru. Vlad Mușat, care este uh, sărbătoritul zilei, la mulți ani, Vlad, uh, îți doresc uh, spor în tot ce faci și toate cele bune, ți-am spus la mulți ani și pe Facebook, uh, o fac și aici. Uh, Vlad împlinește un anumit număr de ani, nu contează, așa. Uh, Vlad spune uh, felicitări, te uiți la Filip și îți vine să nu mai pleci din țară. Păi atunci o să mai aducem uh, uh, băieții extraordinari și fete, de ce nu? Uh -huh. Așa cum este Filip. Cred că este o idee bună pentru Biblioteca lui Gelu să promovăm tinerii în felul acesta. Este, un, este unul dintre, cum să spun, dintre dezideratele noastre. Vrem să aducem cât mai mulți tineri în Biblioteca lui Gelu. Unul, pentru că tineri ca tine au nevoie de reprezentare, nu? Da. De o imagine publică. Și doi, cred că sunteți mult mai, mult mai ușor abordabili, în sensul că, de exemplu, cum a fost dialogul nostru la librărie, ți-am propus, ai fost încântat de idee, ai venit, știi? Nu a trebuit da. să negociem absolut nimic. Mi se pare o deschidere extraordinară și cred că tinerii, în general, au această, uh -huh. au această deschidere formidabilă. Către, către expunerea publică. Nu există complexe, o demonstrez foarte bine și tu aici. Emoții nici atât. Sau dacă ai emoții, ți le camuflezi foarte bine. Da, da, da. da. Nu, nu oricum, prea. Acum am început să intrăm în miezul discuției. Uh, și... Într-un dialog, nu mai, nu mai știu în care, Andrei Pleșu, de a tot din cele de duminică, apropo, uite, sunt mm. foarte, foarte potrivite acele două cărți pentru tineri. Dă, dă un, un sfat, îl întreabă Gabriel Iceanu Andrei, despre dialog se numește, dialogul despre dialog. Îl întreabă Andrei, la finalul dialogului nostru, hai să dăm un sfat tuturor tinerilor. Unul care să se aplice fiecărui tânăr de pe această planetă. Care ar fi el, un, un, un lucru bun pentru orice tânăr și uh, Andrei Pleșu răspunde scurt. Fiți disponibili. Voila. Asta, da. uite, ar învăța mulți tineri dacă s-ar citi la școală și apoi s-ar analiza acele dialoguri foarte haioase de altfel. Au, au uh, și glume. De pildă eu am spus da. un banc foarte amuzant, într-un fel. E, că e cel mai scurt banc din lume. Uh, un om avea un bumerang și nu putea să scape de el. <laughs> <laughs> da. Da, e, e, deci mai și râzi, mai deci, și râzi. Dar să știi că amândoi au umor. Au și umor. Și Elie Liceanu și Da, și exact, azi, exact. Da. Deci... Deși deci, deci, s-ar crede cumva contrariu, dar nu. Că nu. Sunt, sunt duri abrazivi, nu, dar nu, nu este nu, deloc nu. așa. sunt niște oameni uh, cu spirit ludic. Da, spune, așa, și da. Gabriel Iceanu aș vrea să spun, este foarte tânăr. Pentru <laughs> 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 că e foarte disponibil. Da. Uite, Rox -a revenit, a revenit pe chatul nostru. Hei, Filip, în ce măsură susțin părinții pasiunea? Sunt și ei cititori? Păi am auzit în ce măsură îi susțin pasiunea. Pe cum Fi iar mă În primul rând financiar. Da, financiar <laughs> da. Pentru că oricând vreau să cumpăr o carte, deși știu că nu o să citesc în viitoarele două luni, <laughs> da o pot cumpăra. Deci, deocamdată nu există surse alternative, dar poate te vei descurca la un moment dat. La un moment dat, da, evident. Cum să ții cont de sfatul lui Gabriel Liceanu, că nu este bine totuși să-și să parlești nu este, <laughs> să spunem da. așa mai pe... Nu, bine, nu e, bine e exact da. să, să fi disponibil și să întrebi. Asta a fost, de fapt, da. soluția. Bine, nu te va băga nimeni la, la închisoare pentru o carte curată. Nu, că totuși... până m am pus-o la loc. Da. <laughs> da. Așa, Adrian Tincu revine și spune, uh, face o constatare, la fel fac și eu, cumpăr 30 de cărți, citesc 10 și mai cumpăr 20 după. Da. Și tot așa, știi? E o Pe manie. așa se face o bibliotecă. Așa e se o manie. Uitați-vă în jur. Și... Exact. Da. Citești 10, cumperi 40, și citești da. încă 10 și cumperi crăturești după. Irina Hanganu. Uh, Irina Hanganu spune în felul următor. Ți-ai descoperit o pasiune mai mare decât tenisul, pasiunea ta mai veche, deci bănuiesc că e o cunoștință. <laughs> da, 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 da. Ce sau prieteni. cine te-a inspirat? Cu ce chei ai deschis ucia, us, ușa scuze, acestui univers magic? Da, ne cunoaștem, suntem mm -hmm. cunoștințe de multă vreme și am făcut tenis cu fiul Irinei. Mm -hmm. Am făcut tenis până în clasa 8-a, deci clasa 8-a a fost punctul de turnură, practic al vieții mele, deci și fizic, propriu zis că m-am mutat Acolo s-au despărțit apele. S-au despărțit apele de ceea ce am trăit până atunci și ceea ce urma după. Deci intrarea la liceu a fost într-adevăr o explozie. <laughs> eu zic că într-adevăr e o pasiune mai mare decât tenisul. Astăzi joc tenis mai rar, tocmai din pricina faptului că parcă mi-a -mi din timp și parcă în alea două ore eu aș citi ceva. Mi-e foarte greu să mă despart de timp, făcând alte lucruri, măcar dacă nu fac ceea ce am eu de făcut, măcar ascultându-i pe Andrei Pleșu din dialogurile acelea, eu am făcut o formă de etică din acele două cărți, să stau la tacla, cum stăm noi acum. Dialogul e foarte important dialogul socratic, ca să da. zic așa. De altfel, Andrei Pleșu deplângea faptul că românii că au pierdut românii obiceiul nu mai stau taclalei. la tacla. Exact. Și spunea el că tinerii nu prea mai stau la tacla. Stau, stau. la oberele. Stau. Dar blocuri, tacla o da? aia trebuie să dea un rod. Exact. Asta e asta e problema. Asta e. Uite, la noi, la Cenaclu, promit, aproape în fiecare miercuri de la ora 18, se stă la tacla și de fiecare dată se dă câte un rod. Adică să nu se transforme în flecă nu Asta se transformă este, în flecăreală, e o tacla țintită. <laughs> Platonică. Da. Cred, da, că este o pasiune mai, mai adâncă, mai intensă, mai puternică decât a fost tenisul și pentru că îmi place din toți rărunchii. La tenis mai și sufeream. Aici nu, nu sufer de niciun fel. Uh -huh. E o absolută plăcere. Și a doua parte a întrebării am, am uitat-o. <laughs> da. Um... Spunea ce sau cine te-a inspirat, cu ce a, cheie așa. ai deschis ușa acestui univers? Am, magic? am povestit deja de doamna profesoară da. de meditații din Cincio, cu care astăzi fac Cenaclul. Doamna da, Sorina cum? Lăcătuș. Da, așa, asta vreau să te întreb numele. Da, Sorina Lăcătuș și astăzi ne conduce Cenaclul. Doamna profesoară a făcut o treabă excepțională. Excepțională. Dacă absolut. ne urmăriți. Deci, toată lumea la meditații de mâine. Da. <laughs> da. Deci, Așa. da, prin această doamnă profesoară cu care astăzi continui. Astăzi mai îmi permit să zic că nu sunt neapărat de acord cu anumite idei. Păi uh, trebuie să-ți permiți. Trebuie, trebuie, da. Dar uh, se și menține un, uh, un statut discipol maestru, care eu zic Există că e necesar. Există un echilibru, da. E necesar până la urmă, mm -hmm. da. Bun, să trecem mai departe la întrebări. Dorina Ver Vereș sau Veres, mă rog. Este o idee foarte bună. Felicitări pentru inițiativă. Tânărului scriitor îi doresc mult succes. Probabil că se referă la inițiativa noastră de a invita uh, cât mai mulți tineri în uh, biblioteca lui Gelu. Mulțumim frumos, uh, Dorina. Uh, ne dorim să facem treaba asta. Uh, evident că noi uităm și pe consacrați, dar uh, ei au uh, deja o imagine uh, publică și cred că Uh, o parte mult mai importantă a muncii noastr noastre ar fi să uh, formăm, dacă nu caractere, să formăm uh, imagini publice pentru uh, tineri ca tine care sunt prea puțin cunoscuți și, uh, așa cum spuneam ceva mai devreme, sunt convins, sunt foarte convins uh -huh. că există mulți, mulți ca tine care da, au da. preocupări, poate nu neapărat în uh, zona literaturii, sunt atâtea și atâtea. Uh, eu știu preocupări pe care le-au da. și uh, sunt pasionați de ele. Există, există din ce în ce mai multe preocupări. Important e ca preocupările astea, la fel ca taclaua, să, să dea rod, să dea un, un fruct. Să nu fie doar o preocupare... E important să fie și distractivă, dar nu doar, nu doar distractivă. Am uh, sărit uh, binișor de uh, uh, ce notasem eu pe aici. Nu știu unde am rămas. Da, rămăsesem la o întrebare foarte, foarte importantă. Deci să revenim la, la oile noastre, la învățământ. Și uh, întrebarea era uh, în felul următor. Cum, uh, care e opinia ta față de faptul că avem un ministru al învățământului uh, dovedit uh, plagiator? Ce părere să am? Eu știu că e o întrebare da. dificilă. Poate nu ești cel mai avizat să, să dai un răspuns la, la treaba asta. Dar aici fiind un spațiu liber, suntem între noi, nu ne vede nimeni. Așa, <laughs> nu ne aude nimeni. Așa ai putea să-ți să exprimi da. o opinie. Cei drept? Nu, nu sunt cel mai avizat. Părerea de mea n-ar trebui luată ca etalon. La conferințele Humanitas de la atn când au început, cred că a, a doua uh, rundă de conferințe, în al doilea an de conferințe, s-a început cu Splendoarea Europei. Uh, a ținut, au ținut-o Gabriel Liceanu și Horia Roman Patapievici. Și exact asta v-a explicat. Dom'le, ce cu conferințele astea? Păi vorbesc specialiștii. Într-o lume în care pe internet găsești uh, că Marche s-a scris numai politică, <laughs> iată, vin niște specialiști în tot felul de domenii, inclusiv medicină, multe, multe domenii vin specialiști în politică nu, nu sunt specialist, sunt la curent cu ce se întâmplă, dar n-am titlul de doctor da. <laughs> cât de, <clears throat> de părerea mea cred că e foarte simplu și scurt să spun că dacă eu copiez sunt taxat m mă scoate din test mă scoate așadar din grup și cred că Și spune e și un stigmat. Și îmi pune și un stigmat și în principal mă scoate din, din tesura. În nota 1 și la revedere. Uh, vorbeam de domnul meu diriginte, care uh, vă spuneam, predă geografie și de asta spuneați că nu v-a plăcut așa mult. Ei, mie mi se pare ușoară, tocmai prin uh -huh. faptul că e predată foarte bine. Ei, uh, pe cât de simpatică imagine i-am creat, dacă copiezi, eu sunt sigur că mi-ar da unul. Evident. Așa că cred că asta e de ajuns Un ministru plagiator Un elev care copiază are nota 1 și gata Așa că sunt convins că domnul Sorin Câmpeanu nu se, nu se uită la Nu coboară până la <laughs> nivelul nostru să, să vadă și să audă ce discutăm noi aici Dar domnule ministru Sorin Câmpeanu Aveți nota 1, îmi pare rău <laughs> okay. da. Cred că e o concluzie firească un elev, și vă dăm da. și afară din, din sală. <laughs> Un elev ar avea da. nota 1, cam atâta. Apoi trebuie să vedem dacă se aplică și la uh, rangul de mai sus. Dacă trece regula asta, copiezi unul, ieși afară... Păi se dacă, dacă prim, avem prim-ministru tot la fel plagiator... Nu știu, poate nu se că, aplică. <laughs> probabil că în curând o să avem uh, din ce în ce mai mulți. În, uh, uh, nu se aplică. Uh, deoarece, iată că își fac unele legi sau au intenția de a-și face legi. Legea învățământului o să prevadă dacă va fi dacă va trece prin Senat și prin Camera Deputaților o să prevadă un fel de amnistie pentru, pentru cei care au plagiat. Mă rog, să nu intrăm în, în amănute de genul ăsta pentru că ne pierdem în tot hățișul ăsta da, și nu asta da, da. e obiectul discuției noastre, dar trebuie totuși să taxăm... Aceste derapaje. Da. Iar acești oameni ar trebui să, să dispară în neantul politicii, să nu-i mai vedem. Asta e opinia mea. Da, știi? da. Nu trebuie neapărat să-mi Ar trebui și... să. De altfel, ar trebui să nu le cred eu nimănui, ar trebui să-i purtăm o ură uh, inextricabilă, da. o ură imposibilă. Într-o carte, cum v-am spus, eu am făcut un etalon din uh, autorii noștri de azi un model. Îi admir cu totul pe uh, autorii de azi, Mircea Cărtărescu în, în mod principal, Gabriel Iceanu, Horia Roman Patapievici, Andrei Pleșu și tot așa. Dar ei patru mai ales am făcut un etalon din ei și într-o carte a lui Gabriel Iceanu, Iisus al meu, urmează acum una nouă despre da. teologie. Ce gândește Dumnezeu? Un pic de teologie o să fiu marți când se va citi. Sunt acolo, sunt primul. Cred că o să ne, cred că ne, o să ne, intersectăm. <laughs> Ei, în acest uh, Isus al meu, el povestește că fie Biblia reală sau nu, noi învățăm un lucru. Să iertăm. Să nu urâm. Să ne iubim unii pe alții. Iubește-ți semenul. Ce om nu greșește? Cum înțeleg, nu poți să mai ai cine știe ce putere. Dar cred că n-ar trebui să spânzurăm pe nimeni în piața publică și cred că trebuie să fim iertători, milostivi, ușor apărători, adică nu permitem cuiva care nu are treabă cu educația să facă cei de făcut în educație, dar acum nici să urâm fără oprire pe acea persoană. Da, e adevărat. Eu nu-l pe domnul Sorin, că n-am nicio personal, da. poate, este, poate este un uh, tip simpatic în particular. Nu da, știu, da, poate, da. Nu, dar dar uh, disprețuiesc ce a făcut. Uh -huh. asta. Deci sunt două chestiuni da. total diferite. Ideea, ideea asta cu iertatul, eu zic că transcende politica. E adevărat. Da. Dacă colegul de bancă mâine îmi, îmi fură un biscuit, eu nu o să mă supăr pe el. Da, dar dacă îți fură o idee, s-ar putea să te supere. S-ar putea, dar cred că în definitiv găsesc eu o soluție și când, apropo, uite de Petru Creti, alt autor al nostru, mm -hmm. când ultimul poet al, numii va, al lumii va rosti numele fiecărui anonim, adică la sfârșitul sfârșitului, așa începe cartea luminile și umbrele sufletului, până atunci o să-l iert. <laughs> da, e corect. Să fim milostivi atunci față Exact, de să fim iertători, să nu știu, mai țipăm, să, să, nu ne mai enervăm, să... Lucrurile sunt grele și nu doar despre politicieni, despre oameni în dar general. Dar să îi îndepărtăm de pe ieșicherul politic, pentru că Da, nu dacă greșesc, asta este. Până dăm la afară urmă... afară din clasă. Da, ca Tatăl. să fac paralel din nou cu profesorul, vă dați seama că mă iartă până la urmă că am copiat. Da. Mă bagă din nou în altă zi, în aceeași sală de examen, pentru alt examen. E vorba și de gradul de vinovăție. Da. una e să, știi cum este, una e să, să, furi un măr de pe o tarabă și alta e să furi da, da. alte chestii mai... mai. Pentru societate, da, este cu totul altceva. Pentru nivelul moral, azi un nou, mâine un bou sau ou și bou sunt același lucru. Cred că și domnul Iiceanu te-a iertat uh, Nici n-a avut. I-am povestit, n-a avut nicio, nicio treabă. Mi-a povestit și dumnealui uh, marele regret al uh, uh, al unei curele sau nu mai știu ceva de acest tip. Așa că, nu, nu. Tocmai, vedeți, trebuie să existe simpatie între noi, între oameni. Uh, nu poți să fii alb să te prezinți înger. Oamenii care se prezintă îngeri trebuie undeva să mintă. Ori asta e în sine o, o pată. Deci da. dacă te prezinți alb înseamnă că ești negru. Da. <laughs> Încă din start. Dacă te prezinți perfect înseamnă că ești greșit undeva. Apropo de acele eseuri de duminică. Fratele fiului risipitor S-a supus tatălui și știe, e, e prezent în actul lui, știe cât de bun fiu este și capătă un orgoliu și spune noi ca și cine știe dacă îl mântuiește Dumnezeu pe acest orgolios? Celălalt care se apleacă pătat, știind că e pătat, recunoscându-și păcatul, se izbăvește și cine știe dacă Dumnezeu nu îl mântuie? O inversare superbă de roluri aici orgoliosul care era atât de perfect, de fapt avea un păcat mai mare decât celelalte. Așa că să fim orgolioși că, vai, cât de perfecți suntem, e o greșeală din start. E un, un, mod greșit de a privi lucrurile. Și atunci e bine să ne recunoaștem greșelile. E bine să ne dăm seama de ele și să le spunem pe față. Domne, aici am, am greșit, ce să fac? Asta e. Da. Da. E păcatul autosuficienței. Autosuficienței, da. da. Al înfumurării. Da, 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 da. Când mereu știi altă, într-o exact. conferință, atât într-un eseu al lui ca în care spunea că ferice de societatea care are proști, și într-un într discurs al lui Andrei Pleșul, la fel, spunea că, domne prostul mereu știe. Schimb, deșteptul, dacă îl întreb eu, o să stea pe gânduri așa o jumătate și o să spună, e, de, știu eu. <laughs> da. Deci, uh, pragmatici, uh, repede, soluția, gata, am rezolvat-o, eu sunt viitorul țării și tot așa, uh, dai dovadă, poate, de o mică, uh, un mic orgoliu de tip fratele fiului risipitor. Da. Apropo de trascul ochiul către, nu știu, către niște notițe, către niște către o carte care iese din cadru, din, din ecran, să spunem așa. Cum te-ai descurcat în perioada pandemiei? Ai, ați, ați făcut uh, uh, învățământ la distanță? Adică online, acasă? online. Online, da? Online, da. Cum a fost? Și se făcea. Uh -huh. Ținea de elev. Ce ai drept, pentru elev... Era mai greu să se concentreze online, inclusiv pentru mine era foarte greu și recunosc, uite, îmi recunosc păcatul. Dau verdictul, Domne, elevii nu toți se concentrau, printre care mm -hmm. și eu. Nu mă puteam concentra la toate orele. Într-unele -un zile nu mă puteam concentra la niciuna. Era extraordinar de greu să te concentrezi, dacă reușeai să te concentrezi. La meditații mai era cum era. Dar la ore era un chin să te concentrezi. Adică predare sau eu știu... Predare era aceeași. No. Diferența, apropo de tacla, era că nu mai vedeam nimic. Vedeam un ecran și, apropo și de carte. Mm -hmm. Nu mai deschideam uh, cartea care era doamna profesoară de matematică sau de română sau de ce materii făcea. Muzică, și muzica e o materie foarte da, frumoasă. Evident. Și desen. Pentru și cine o înțelege. Eu dacă am sunt fost făcute. Fost, da. Da, da. Nu trebuie. O cultură a muzicii. Asta, da, absolut. O cultură a desenului, a istoriei artei. Sunt chestii frumoase și foarte frumoase și foarte importante pentru cultura unui om și frumusețea unui om. Și învățământul online îți dădea informația, dar ți o dădea într-un fel rece. Parcă nu mai exista acea compasiune de care vorbeam profesoara sau profesorul nu te mai putea alinta, între ghilimele. Era o, o comunicare undeva uh, greoaie. Și atunci, pentru elevul mai mic, cum eram eu atunci, era uh, și mai greu. Dacă pentru elevul mic e greu să comunici oricum, pentru că... Evident, da. Nu, nu, odată că nu cunoaște atâtea cuvinte, deci trebuie să vorbești simplu, două, cum îi reții tu atenția? la mai mare măcar e conștient care are nevoie, domne, da un bac. Dar atunci nu eram conștient. În clasa 6, a 7, a ce mă interesa pe mine? Și atunci pentru profesori era, o... era, foarte greu. Era, zic eu, mai greu pentru profesor decât era pentru elev. Tu ca elev închideai camera, microfonul și pa. Dar profesorul, profesorul punea suflet, așa că eu i-aș aplauda pe profesor pentru, momentele acelea. Filip, ce vrei să studiezi mai departe? Ce gânduri de viitor ai? Uh, litere. La facultatea uh. de litere. Uh, decisesem un profil, la Cenaclu avem uh, fata de care v-am și mai și povestit, uh -huh. care a publicat două cărți. E deja studentă. Și uh, decisesem un profil la un moment dat. Mi explicase ce și cum, da, uh, am cum o cheamă cine... dar am uitat. Daria Voinea. Uh -huh dar uh, am uitat între timp cum se numea. Cert e că literatura română și că limba principală, limba română și a doua secundară, engleză. Uh -huh. uh, nu mai știu exact L, M, F, cum se numea exact. Dar certe da, litere. Altceva ce? Ok, dar de acolo uh, la ce te Ce orizont de așteptări ai? Bun, să presupunem că treci peste facultatea de litere, o faci, o absolvi, care, care este drumul pe care, uh -huh. pe, pe care ți-l dorești? Spre profesorat, spre, eu știu, altă. Să te angajezi într-o editură, poți să faci foarte multe lucruri cu treaba asta. Să devii scriitor profesionist. Uh -huh. Acum, sigur că nu pot să prezic viitorul. Evident, da. Dar, nu, ce dorești? ca profesie, eu aș vrea, ca profesionist. Eu aș vrea să fiu profesor universitar uh -huh. la facultatea de, uh, surpriză mare, litere. Liter, da. uh, aș vrea să fiu profesor, poate după cum se vede, am o mare pasiune în a vorbi despre literatură. <laughs> uh, îmi place foarte mult să vorbesc despre asta și atunci cred că cariera de profesor uh, mi s-ar potrivi. Uh, odată că mi-ar plăcea foarte tare, deci uh, fiind egoist, mi-ar plăcea mie să vorbesc o zi întreagă, ceilalți doar să asculte. <laughs> Și eu aș începe un discurs nebunesc despre literatură. Și aș încerca să mențin totuși limitele acelui curs. Adică să rămân în granițe, deși îmi va fi foarte, foarte greu. În alt fel, având și această pasiune enormă pentru vorbit despre literatură, nu doar, de, nu doar pentru literatură, ci a și sta la tacla despre ea. Cred că, având uh, o înflăcărare pentru asta, poate să am și o, o mică înclinare. Sper. Asta ca profesie. Apropo, mi-ați spus de scriitor profesionist. Da, ca pasiune. A, aici... Meseria de scriitor la, în România nu există. Nu, odată că scrie. nu există meseria, a doua oară eu zic că există meseria de textier și nu de scriitor. Scriitorul <laughs> da. e omul care scrie. E o scenă în Salinger pe care carterez o invocă da. des în Franny și Zui, în care mm -hmm. Cei doi frați, nu mai știu, într-un birou trebuie să spună ce, ce profesie au. Și primul era preot, parcă. Spune, preot. Al doilea, scriitor. Și fratele care era preot îl întreabă, ce ai scris acolo? Ce, ce profesie ți-ai pus? Și răspunde, cum, scriitor. Și preotul se uită indignat, așa cu ochii ieșiți ca cepele din, din locul lor. Și îi răspunde, credeam că asta e religia ta. Deci să spui că profesia mea e de scriitor, eu sunt un scriitor profesionist, ok, ești textier, e bine. Da, la noi scriitor este cel care scrie panouri sau eu da. știu, tot felul de... Da, de da, artist, da, da. Mă rog. Kafka, iată care e printre uh, exemplele maxime de literatură, om care, un om care era literatură are și un citat într-o scrisoare către logotnica sa, Felice Bauer, în care spune, în definitiv, eu nu sunt decât literatură. literatură da. Știu. Deci, el nu era un profesionist. E o poveste minunată cu el când se duce la librărie și când a aplicat la îndemnul prietenului său de o viață întreagă, Max Brod. Întreabă, la îndemnul lui se duce la o librărie și întreabă câte cărți, metamorfoza, nu metamorfoza s-au vândut. 49. Și Kafka pleacă extraordinar de bucuros care are doi cititori. Da. <laughs> pentru, <laughs> pentru că, că celelalte celălalt... 47 da, le cumpărase știu, chiar el. <laughs> da, mai avem uh, intervenții din public. Așa, Dorina Vereș, să le luăm în ordine. Care ar fi cea mai importantă măsură pe care lua luau pentru a îmbunătăți sistemul de educație? cea mai... Um, iar, nu sunt uh, specialist, deci uh, în uh, domeniul al educației sunt aproape tabulara rasa. Nu știu care e treaba, n-am citit, n-am făcut nimic în domeniu. Dar, uh, tot așa, din banca mea, cel mai bun lucru pentru grupul meu, elevii pe care îi cunosc eu și nu doar clasa mea, elevii pe care îi cunosc. Cel mai bun lucru pe care-l aș vedea eu este... 3-4 ore de, de lectura pe săptămână a celor două cărți și apoi sigur și altele, adică nu trebuie să ne limităm la astea două, astea două le-am eu în cap acum, dar la o analiză mai temeinică, sigur că se vor găsi și altele și, și literatură și știință, este o carte, uite, poate mai greoaie, dar cred eu foarte frumoasă, a lui Alexandru Babes, care a și vorbit la Ateneu, la conferințele Humanitas, povestea creierului. Și este minunată. Învezi niște lucruri minunate din acea carte. Și atunci, iată ce s-ar putea, pe lângă ora de biologie clasică, ce s-ar mai putea face. Și ai dezvolta o obișnuință a lecturii, mai mult o obișnuință a cumpărării unei cărți. Mai mult o obișnuință a intrării în librărie. Vorbea domnul Iceanu la lansarea de la, de la noua librărie Humanitas că el speră să ademenească oamenii prin faptul că este cel mai mare magazin de uh, chestii artizanale, acum, da, da tacum, acum, din Uniunea Europeană. Uh -huh. Ei, și până să ajungă acolo, el trece printre rafturile alea de cărți. Iată, dacă îl pui pe elev să cumpere uh, noi ca eseuri de duminică. Pleșul Iceanu, uh, dialoguri de duminică, Alexandru Babeș, povestea creierului. Și tot așa. Poți să ai și texte amuzante, dar pe care să le discuți nu uh, școlărește și nu critica nu din punct de vedere al criticii literare, ci ca o discuție fantastic de liberă. Uh, exact ca în Platon. ca în dialogurile lui Socrate, Harmides, uh, Lisis și tot așa. Eu asta aș face. Acum nu știu. E de... un dialog liber. Asta vrei dar să spui, țintit vreau. pe lectura unor cărți care să deci să da. învețe, să ne învețe să dialogăm, cum se poate dialoga fără să ridicăm tonul când nu suntem în, în acord și foarte important și asta nu e doar a elevilor, problema asta să ne ascultăm până la capăt. Pentru că nu cel care vorbește cel mai tare are întotdeauna Da, nu dreptate. cel care vorbește cel mai tare are dreptate și nu cel care întrerupe cel mai des el mai brav. Exact nu-l mai întrerupe pe celălalt. Deci, te, te rog frumos, calmează-te. Da. Deci, iar ne-ar învăța să dialogăm și apoi ne-ar mai da trei, sper că ne-ar da, trei alte iscusințe, chestii importante. Obiceiul de a citi, obiceiul de a cumpăra o carte și obiceiul de a intra într-o librărie din care cine știe cu ce iese. Și eu trebuie să învăț tehnica asta a să deprind faptul de a nu mai deranja și întrerupe pe celălalt, eu totuși trebuie să te întrerup că sunt moderat. Da, nu, nicio problemă. Așa. Te întrerup deoarece mai avem niște întrebări din public. Cristina Alexandru spune Felicitări pentru argumentul solid și plăcut în favoarea cărților tipărite. Felicitări și dumneavoastră pentru ideea de a-l invita pe domnul Renache. Mulțumim foarte mult, Cristina. Cristina, de altfel, continuă. Uh, cu o întrebare pentru tine, de fapt, o sugestie, dacă dorești să dacă dorești să ne recomande cărți noi și autori străini contemporani. Contemporani. Uh, da, o recomandare. Da, da, da. da. O, am două cărți în minte. Una eu, un autor pe care l-am pomenit deja, Kafka pe malul mării al lui Haruki Murakami, care îmbină tehnici literare minunate, uh, inclusiv cea de a scrie două narațiuni care nu se întrepătrund până la finalul, la finalul cărții carte pe care am mai recomandat-o și nu e vorba de Kafka scriitorul, e important de precizat e doar un nume sau poate o metaforă a singurătății dar nu trebuie să-l fi citit pe Kafka înainte și e ușoară, sunt fraze scurte rapide instantanee deci nu e o carte greoaie pe care trebuie să o citești așezat așa serios, intelectual, așa cum ai citit Thomas Mann, de exemplu. Da, Thomas Mann, Orbitor, care mie mi-a plăcut orbitor. enorm. Trebuie să fii dur. Și Odiseea, Iliada la fel, trebuie să, trebuie să fii acolo, atent, serios, poate mai iei un citat o notiță, o idee. Apropo, care variantă ai citit-o traducerea lui Murnu sau traducerea lui Dan Slușani? Cea mai, cea mai nouă a lui Dan Slușanski, da, în hexametri. Uh -huh. Haruki Murakami, Kafka pe malul mării, asta ar fi prima mea recomandare. Și a doua, dar întâmplător a doua, nu niciun fel mai, niciun fel inferioară. Ar fi Elif Şafak, ucenicul arhitectului. E publicată la Polirom, în seria Actual, cred, care e apare acolo. Și e un minunat roman care ar, ar plăcea mult mult, cred că foarte unui public foarte larg. Are animale, un elefant, de exemplu, are o prințesă, are țigani, are un băiețel tânăr și fâșneț, dar are și uh, filozofie. Deci îmbină cumva uh, stiluri de cititor. Vorbește despre centrul universului, vorbește despre istorie, apropo, de politică, da? Deci istorie, istoria uh, Turciei. Vorbește despre cum construiau ei poduri și apoi le dărâmau ca să nu vină ceilalți dar și despre acest centru al universului unde nu mai există eu și tu, unde nu mai există uh, zgomot și liniște, unde există numai cel ce există, într-un fel, nu? Și deci, Kafka pe malul mării, uite să dau o idee și din Kafka pe malul mării, că n-am iubit atât de mult aparent, am uitat să dau o idee, a furtunii. Furtuna, metafora furtunii în Kafka pe malul mării, e așa, furtuna de fapt ar fi ceva interior. Dar văzut, dacă am vedea-o din exterior, această furtuna a sine lui omului, ori el poate să o ia la stânga și furtuna ar lua-o la stânga cu el. El poate să o ia la dreapta și furtuna ar lua-o la dreapta cu el. Ar putea să zboare, uite, apropo de Harapalb, povestea lui Harapalb, să o ia pe cal și să meargă de la lună și înapoi și până la lună și înapoi de trei ori și tot mai repede și tot mai repede și furtuna s-ar ține după el. Furtuna, de fapt, un soi de destin care se ține după tine, ca pe malul mării după acest băiat. Nu Kafka, Nakata, cred. sau nu, Încurc numele acum, dar uh, un băiețel. Îți mărturisesc că eu n-am citit Kafka la malul Mării de Haruki Murakami, dar uite, mai convins și cred că o să... <laughs> nu e, am nici dai. bibliotecă, dar fac eu. E zi, minunată, zi. e minunată. Pentru că tot ai uh, amintit la un moment dat despre animale, uh, cu voia ta și având în vedere faptul că este uh, vorba tot despre cărți, Mm -hmm. Pentru că despre ce altceva putem să vorbim mm -hmm. în biblioteca lui Gelu decât despre cărți. Uh, o să fac și eu două recomandări de lectură. Sigur. Așa. Este vorba, ambele cărți îi uh, aparțin lui uh, Cătălin Pavel. Uh, sunt publicate la Editora Humanitas. Uh, prima dintre ele este Animalele care ne fac oameni. Este publicată la Editora Humanitas. Uh, recent, dacă nu mă înșel, în 2021, blană, cozi și pene în arheologie. Așa cum știm, Cătălin Pavel este arheolog. Scrie aici că este autorul bestsellerului Arheologia iubirii, pe care o am în brațe. Pe pagina a patra, pe coperta a patra, avem un cuvânt al lui Andrei Pleșu. Deci, animalele care ne fac oameni, Eitora Humanitas 2021. Și uh, Arheologia iubirii de la Neandertal la Taj Mahal tot uh, Cătălin Pavel, așa cum spuneam, tot uh, editora Humanitas, dar uh, publicată în uh, 2019. Sunt convins că volumul uh, se mai găsește încă în uh, da, 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 se mai găsește. Acestea sunt uh, cele două uh, recomandări de lectură din uh, această seară. Să vedem dacă mai avem, da, mai avem un comentariu de la Cristina Alexandru. Felicitări și pentru eleganța desăvârșită cu care a răspuns momentului politizat o lecție și pentru noi, adulți. Felicitări! Mulțumesc! Da. Ce pot să zic? A fost un răspuns temperat și aplicat dacă stăm să ne păi, gândim bine. Cred că așa trebuie Pentru să fie mereu. Pentru da, că dat ministrului. Nu i-am dat-o eu. Da, indirect, dar... Am o, o, spus -am să elevul ăsta ar primi. Eu, da, elevul ăsta ar primi. Da. Așa că, dragă Filip, spre sfârșitul întâlnirii noastre, te rog să alegi câștigătorul concursului, care, să reamintim, este o carte de poezie semnată de Ramona Boldizar, Nimic nu este în regulă, nu e în regulă cu mine, uh -huh. apărută la Casa de Pariu Literar în 2021. Care întrebare ți s-a părut cea mai interesantă dintre toate? Uh acum nu le mai țin minte pe toate da, păi, măcar sensul ca să căutăm da. aici deci din câte mi-am a fost o întrebare despre uh, cartea uh, tipărită dacă va rămâne uh -huh. da, cred că Adrian uh, aia, Tincu a spus aia a fost o întrebare, o întrebare interesantă și care ar putea uh, da Adrian Tincu. fi mai uh, mai larg dezbătută, deci cred că aia mi-a rămas cea mai, cea mai puternică în prima Perfect! Adrian Tincu, ai câștigat o carte în seara aceasta, o carte de poezie, Ramona Boldizar, a uh, apărută la Casa de Pariu Literare, nimic nu e în regulă cu mine. Uh, nimic n-a fost în regulă da. nici cu noi? Sau <laughs> <laughs> Eu fost, zic că am fost, am fost în regulă, am fost în regulă. Am fost <laughs> în regulă. <laughs> da, așa. Deci, Adrian, te rugăm frumos să ne trimiți un mail pe o mie de semne email.com, o mie de semne scris așa cum se aude, nu cu cifre, ca să putem lua legătura și să-ți trimitem cartea respectivă. Și noi îți mulțumim că ai comentat, Adrian, pe chatul nostru. Așa cum spuneam, ne, ne îndreptăm spre sfârșitul întâlnirii noastre, care a fost una foarte mișto. Să o și iau așa, eu, abrupt. Știi? Da, și mie da. mi s-a părut la fel, adică m-am atrăznit că se termină așa. A, a, fost, a fost una dintre cele mai plăcute întâlniri pe care le-am avut aici în biblioteca lui Gelu. Și spun nu ca să te flatez, ci pentru că așa a fost. Mai întinerit cu vreo 20 de ani cel puțin. În mă bucur. Da. Și să știi că mi-aș dori să mai vii la noi. Și a, eu. Invitația rămâne deschisă, este a la Long, Mm -hmm. uh, sigur că după un, uh, uh, după o perioadă rezonabilă de timp uh, ne putem revedea și aborda alte subiecte, să mai povestim A, ce s-a mai întâmplat. Ne-am putea propune teme, sigur. din dinainte să ne alegem uite, o temă. Uite idei bune uh, uite, pentru biblioteca lui Genu. Am discutat azi de literatura uh, latino de câteva ori, Marquez Vargas Llosa, l-am pomenit și pe Borges. Poate ăsta ar fi un subiect. Sabatul am, am discutat la Cenacru, am pomenit și astăzi, tunelul care e, e minunat. În orice caz, n-ai scăpat, mai. mai Nici rămâi, nu trebuie. Mai rămâi câteva minute cu noi pentru că aș vrea să aș vrea să încheiem cu acel episod devenit deja cel celebr, mai. Celebrul celebru episod, episod al lui Lise, da. Te rugăm frumos să ne povestești așa în câteva cuvinte. Ce s-a întâmplat acum, domnule Filipe? Eu aș vrea să povestesc, de fapt, tot momentul Bookfest. Te rog, da. It's my pleasure. Bookfest a fost, poate, după clasa 8-a, momentul tuturor schimbărilor. Cum Am descoperit asta, să știți că nu știam. Azi am descoperit vorbind că în clasa 8 s-au schimbat atât de multe. Ei, în clasa 8 a fost pe un timp de un an de zile, la Bookfest a fost pe 5. Deci în 5 zile s-au schimbat enorm de multe. În primul rând am ajuns la Romexpo în a doua zi de târg și direct la editura Humanitas, că noi, noi eram fani, eu și cu colegul meu de clasă. Eram fanii Humanitas, trebuia să-i vedem pe marii noștri zei, <laughs> Gabriel Iceanu, Horia Roman Patapievici, Mi Mircea Cărtărescu, Andrei în mod special, Pleșu. Andrei Pleșu, Dance Mihailescu era. Dance și... Mihailescu, Radu Paraschivescu, da. Lidia Bodea mm -hmm. și deci grupul Humanitas. Ei sunt, erau, erau și încă sunt zeitățile, zeitățile noastre. Maestrii noștri, cum se ar zice. Și acolo ne-am învârtit pe la Tarape, am văzut cățile maestrilor, le-am admirat, păi uh, am observat cartea Ulise. Ne-am uitat rapid, rapid, cât costă, cât costă, era un, de mult o, o căutam. Dom'le, unde se mai găsește Ulise, dar într-o ediție cât de cât decentă, nu ruptă și ferfenițită? Și am întors-o 100 de lei, <laughs> enorm, <laughs> Surpriza era că, de fapt, surpriza, mi-am dat eu seama a doua zi că după ce va trece Bookfest Ea se va scumpi. De altfel s-a și scumpit cu 20 de lei cred 120 de lei acum. La fel, ca și uh, cartea lui muzi omul fără însușiri. Ea, 120 de lei acum, unde se mai găsește așa rare ori. Și uh, ne-am întors a treia zi de târg. Chitiți că noi luăm cartea. Problema era următoarea totuși. Noi mai vrem și alte cărți și de unde de unde finanțele? Și uh, am văzut atâția oameni care le luau subtilizau, uh, le subtilizau, da? încât am zis că am, am stat de vorbă. Uh, știți că în afara la Romexpo, la clădirea Romexpo, e o e o tarabă cu mici. Uh -huh. Și ne-am luat fiecare trei mici și am stat de vorbă, cum stăm și acum ce să facem? cum și-au pus problema ca și Sartre la un moment dat, ce să punem pe primul loc, moralitatea sau societatea? Și fiecare a răspuns diferit drept pentru care prietenia lor s-a destrămat. Noi am răspuns la fel atunci. Ce e mai important, moralitatea? Lăsăm cartea acolo, asta e, nu ne-o permitem? Sau, totuși, vrem să citim? Da. <laughs> și în primă fază am spus, vrem să citim. am ca toată lumea, o iei în și Plegi. Apoi am citit prima pagină și o simțeam de parcă n-ar fi a mea. Nu, nu era din largul, din mediul, nu s-ar fi potrivit pe biblioteca lui Filip. S-a, aprins un beculeț de da, conștiință. Da, da, nu, n-a funcționat de niciun fel și am, am lăsat-o la loc până la urmă. Dar întorcându-mă acasă am mai avut o disperare. Disperarea că iar am greșit. De deci, ce am lăsat-o? mai sunt eu același cititor efervescent, așa, doritor de orice literatură, în condițiile în care am lăsat o capodoperă scumpă pe care știu că în curând altfel va fi greu să o procur. Părinții mi dau finanțe, dar cu finanțele alea poate eu o să văd altceva <laughs> și atunci va fi greu să dau, să sparg 120 de lei pe, pe Ulise la un moment dat. Și mi-era mi, -era, mi -era jenă de mine însumi că am lăsat-o până la urmă. Ce, ce greșeală fatală. Și ți-a venit ideea cu lista? Și uh, nu, nu mi-a venit no. ideea mie. Sau cum a fost? Mă rodea, mă rodea și, uh, cum am spus, am făcut o etică din Gabriel Iiceanu. L-am văzut la Bucfest și am zis, sigur știe ce e de făcut. Și am spus, în loc să dau cu banul să văd care zic, ca să mă liniștesc odată, am să-l întreb. Spune-mi tu! <laughs> Care-i soluția? Care soluția? Să o iau și să o citesc sau să o las aici și să nu o citesc? Și... Adică să o iau tradus cu să o fur, să -o, 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 o subtilizez. -o subtilizez da. Da. Ce să fac? Că nu am cum altfel, că nu mă pot abține să nu iau și altele. Al... Nu mai am soluție. Și mi-a spus uh, o poveste minunată despre cum studenții la Facultatea de Filosofie, pe vremea când uh, lui era student, Plecau la Paris cu mult noroc și se întorceau nu cu uh, haine și parfumuri, cât cu uh, valize de cărți furate <gură> din Franța. <gură> și uh, mulți nici nu știau neapărat franceză, cât că scria Kant. Critica rațiunii pure. Carte pe care nici n-aveai voie, am discutat înainte da. să începem, n-aveai voie să o ai în bibliotecă. Și că le ascundeau pe undeva și le țineau acolo și dormeau liniștiți că au Kant. Totuși, nu mi-a dat un răspuns exact. fa așa sau fa așa. Până la urmă mi-a spus: Soluția asta a fost să deschizi un dialog. Și de aici iubirea mea pentru tacla. Cred că soluția de multe ori asta e să nu fii singur. Tu hai să dialogăm și poate vom găsi o soluție mai bună. Și s-a găsit. Am primit o listă. Am primit 16 cărți atunci, printre care și Ulise. Al. Uh... Am mai primit pe atunci, exact în acel moment, mi-a dăruit domnul Gabriel Iceanu noul volum al său de atunci Impudoare. Și mi-a scris pentru Filip cu bucurie pentru drumul pe care l-a ales și apoi data. Deci am primit de fapt 17 acum că mă gândesc, am primit 17 cărți. Deci dialogul a fost soluția atunci. Alt moment Bookfest și ultimul <laughs> A fost întâlnirea cu doamna Lidia Bodea, pe care la început mi era jenă să o spun așa, dar ne uitam, o urmăream din ochi nebunește pentru că voiam să-i povestim de cenacul nostru și poate, poate să știe de noi. Să aibă o memorie târzie acolo undeva în spatele minții că pagini și cerneală există. Sunt niște tineri care fac literatură. Și am primit în a cincea zi, după cinci zile de urmăriri și nu doar cu ochii. Mergea pe undeva și ne era fică că o pierdem și mergeam și noi. Dar nu aveam curaj să, să o abordăm. -o abordezi, da. Dar în a cincea zi, până la urmă, se termina ce era să fac. Și am, am reușit să o abordăm pe doamna Lidia Bodea și am primit mai mult decât am estimat. Am primit un loc unde să ne facem și unde să ne ținem cenaclul? Am primit un uh, afiș, un logo, un logo încă nu, dar un afiș, da. Hai să mai arătăm încă o dată la. Să mai camera. arătăm afișul, uh, flyerul cu afișul. Am primit uh, pagini de cerne... pagini și cerneală, pardon. Da. Uh, eu tot spun pagini. În și... Și... fine. Da. <laughs> da. Uh. Am primit ocazia de a invita scriitori, am primit ocazia de a fi aici pentru că într-un într lanț de cauzalitate, fără momentul humanitas nu s-ar fi Poate că nu Nu ne-am fi cunoscut, ne fi cunoscut. Uh, Dar a fost bine că a fost Deci, uh, aș spune că pe lângă faptul despre zei s-ar crede că sunt foarte bătrâni așa, despre Zeus, despre Dumnezeu s-ar crede că sunt foarte bătrâni, dar având în vedere uh, uh, sfatul pe care l-a dat domnul Pleșu fiți disponibili eu trag concluzia că cei de la Humanitas sunt foarte tineri. <laughs> sunt foarte disponibili. Te duci la Gabriel Icianu și stai de vorbă jumătate de oră. Despre filozofie? Așa, pentru că te-ai dus. Ceea ce e minunat. Indiferent de ce ar spune pe buletin sau ce s-ar crede, editura Humanitas și oamenii din ea sunt o editură și niște oameni foarte tineri. Cred că este o încheiere foarte, foarte bună întâlnirii noastre din seara aceasta. Dragă Filip, îți mulțumesc foarte mult că ai Cu acceptat drag, să mulțumesc vii mulțumesc și eu. Biblioteca lui Gelu, așa cum ți-am spus un pic mai devreme, te mai așteptăm. Să ne mai spui ce se mai întâmplă în viața ta de licean și pe la Cenaclul unde, unde da, mergi. Da. Să ne povestești despre scriitorii pe care îi mai cunoscut, despre ce ți-au povestit. Sunt multe subiecte pe care le putem aborda și, așa cum ai spus și tu, poate ne stabilim data viitoare și niște teme. O temă, da. Acum ne cunoaștem un pic mai bine și cred că putem... Stabili o temă, și stabili. da. Da, exact. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit în Biblioteca lui Gelu. Și eu. A fost o adevărată plăcere. Dragi prieteni, a fost așadar în Biblioteca lui Gelu Uh, Filip Anache, un, uh, un tânăr remarcabil, nu mă satur să o spun. Așa. Și uh, așa cum uh, afirmam ceva mai devreme, nu o fac ca să o flatez, ci pentru că așa simt că trebuie să să spun. Uh, cred că am avut un uh, subiect de discuție foarte, foarte interesant și acum, așa cum spunem a fost o seară foarte reușită. Deci a fost episodul numărul 36 al uh, podcastului Biblioteca lui Gelu. Ca de obicei, înainte de a ne despărți, vă rugăm acum, în ultimul ceas, să dați un like acestui videoclip, dar neapărat să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Pentru a susține acest canal, apăsați butonul Join și deveniți automat membru. Lângă numele vostru va apărea iconița de membru și în felul acesta toată lumea va ști că sprijiniți financiar canalul nostru YouTube. Vă mulțumim tuturor celor care ne sprijiniți, atât aici pe YouTube, cât și pe Patreon. Ne revedem când ne revedem, până data viitoare, aveți grijă de voi și toate cele bune!